Și direct ai Like IT acum cu Iulian Ionescu și Marian Andrei. Bună dimineața! Ai Like IT la puterea a doua, aș putea spune. Și bună dimineața! Mă bucur să vă văd așa. Bună dimineața! Păi este o zi importantă pentru pasionații de tehnologie, pentru că avem două telefoane noi nouțe pe masă, pe care fanii abia le așteaptă. Știți, nu sunt dintre cele mai ieftine, dar ne uităm la ele cu admirație și cu invidie, pentru că eu cred că așa o să arate telefoanele peste 5-10 ani și că le vom lua în forma asta fără să stăm pe gânduri și fără să dăm neapărat o avere peste ele. Adică să se îndoaie așa toată ziua, să stai să... Da, mai țin minte că acum vreo 10 ani tot circulau clipuri pe internet cu oameni care se puneau pe șezlong și luau ceva transparent ca o bucată de sticlă și trăgeau așa de ea și apărea un ziar. Eu țin minte și de acum 100 de ani când era Motorola aia care cu clapetă. Să știi că avem și un model ceva mai vechi. L-am adus numai așa ca să facem o comparație între telefoanele din anii 90, să spunem, deși este un model ceva mai actual din anii 2000. Arată... Da, Nokia Banana, celebrul Nokia Banana. Și uite cum au evoluat lucrurile, la ce telefoane am ajuns acum. Mă rog, și ăsta cumva este un model inspirat dintr-o altă variantă retro, nu? Da, exact. Dar acum avem telefon, tabletă și nu numai, nu? Da, cel din stânga este Samsung Galaxy Z Fold 3. A fost lansat aseară și practic este cea mai interesantă combinație între telefon și tabletă. Adică dacă vrei ceva compact pe care poți să-l ai în buzunar, să-l folosești ba pe post de telefon cu ecranul din față, închide-l un pic. Așa, îl poți folosi așa, fără problemă, să-l țin eu. Și ce e nou la această generație este că avem un ecran de 120 de Hz, adică este un ecran rapid. Avem cameră de selfie aici, apoi când îl deschizi e un ecran mult mai mare de 7,2 inch, sper că, sau 7,6 inch. Da. Și la fel, un ecran rapid, doar că diferența e că aici ecranul poate fi îndoit. Există o tehnologie specială, AMOLED, care face posibil acest lucru. Cosmin întreba mai devreme, da, poți să-l închizi de sute de mii de ori și nu se întâmplă nimic. De peste 200 de mii de ori. Da, exact. Iar acum, pe generația nouă, ai și protecție la apă, la picături de apă, la umezeală și la praf, deci o să fie și mai rezistent decât era înainte, plus că este mai ușor și mai subțire. Avantajul e că, de exemplu, uite, fii atent, o să deschid aici o aplicație, aplicația de vreme, da, e o aplicație pe care eu o folosesc și aici, de exemplu, am un radar ca să văd unde sunt norii de ploaie, știi? În momentul în care deschid telefonul, vezi, continuă aici. Adică am imagine mult mai bună și e valabil și pentru mail-uri și dacă vrei să scrii și dacă vrei să faci tot felul de multitasking. De exemplu, pot să deschid aplicația de Chrome aici și mai pot verifica încă un lucru în același timp și eventual pot să deschid și Google Play Store undeva aici. Deci pot să deschid trei aplicații în același timp. Dacă vreau să mă uit la un film sau nu știu, sunt pe într-o conferință Zoom, că se poartă acum, și vreau să iau și notițe în același timp, pot să fac acest lucru. Este compatibil și cu, și cu S Pen și pot să și desenez în același timp. Și iarăși... poze bune? Da, dar doar cu patru camere. Aici avem un selfie, aici avem trei pe spate, similar cu cele de pe S21. Filmează însă și 4K. Exact. Și pentru este că este, până la urmă, un flagship. Dar foarte interesant aici este că, o să deschid eu Spotify... Aici avem camera ascunsă sub ecran, care nu se vede. Eu sunt interesată și de celălalt model. Iulia este mai degrabă de pentru fete, da, pentru femei? N-aș spune asta, pentru că am văzut și reacțiile colegilor noștri și din platou. Ce-mi place mie foarte tare este că au reușit să-l facă mai adaptat la noua eră, cumva. Adică varianta anterioară mi-amintea foarte mult de telefoanele de genul acesta de pe vremuri. Acum nu-l mai văd așa. Acum îl văd ca pe un telefon modern, foarte actual, care vine la pachet de multe ori sau la care putem adăuga tot felul de accesorii foarte cool acum. Și accesorii care se pot mula pe stilul nostru, fie al doamnelor, fie al domnilor. Și foarte interesant, cred că trebuie menționat asta, Marian știe mai bine ca mine, deși sunt variante mult mai îmbunătățite, sunt mai ieftine de data aceasta, nu? Exact, pentru că Samsung, de exemplu, lucrează la 10 ani la tehnologia de ecrane flexibile și nu doar e, și LG, și BOE, este un producător chinez și este foarte greu să produci în masă astfel de ecrane pe dimensiuni diferite. Și, într-adevăr, pentru că există cerere tot mai mare,
producătorii de astfel de ecrane pot face un volum mult mai mare și atunci e ușor să le ieftinești. Și într-adevăr, nu sunt ieftine, adică Fold 3, de exemplu, este 8.900 de lei, ceea ce este un preț foarte mare. Dacă stai să te gândești că poți să iei un telefon foarte bun și la 2.000 de lei. Dar este un telefon pentru o anumită categorie de public care iubește, într-adevăr, tehnologia foarte mult. Primul telefon flexibil, foldable, pe care eu l-aș recomanda, este Flip 3, pentru că vine și la un preț foarte bun. Costă exact cât iPhone 12 Pro. Ai o cameră în minus, într-adevăr, dar este un telefon pe care îl poți folosi foarte ușor în viața de zi cu zi, fără prea multe compromisuri. Ai pus o husă pe el și o să reziste minimum 2 ani de acum încolo. Și de asta zic că, în sfârșit, ăsta este viitorul pe care îl tot așteptăm cu telefoanele. Știi, următorul pas important de la iPhone, de la primul iPhone încoace. Vezi o schimbare radicală în felul în care sunt construite telefoanele. Da. Iarăși diferit este faptul că acum avem un ecran color mult mai mare acolo. Dacă mai țineți minte, pe Flip era ceva mai mic decât la ceas. Cred că e de 4 ori mai mare, dacă nu mă înșel, ecranul. Este un model foarte cool, pe care poți să-l personalizezi cum vrei tu. Exact. Mai sunt și alte telefoane flexibile care vin pe piață. Cred că curând o să vedem la noi în țară și acesta, Xiaomi Mi Mix Fold, care mi se pare că are tot ecran Samsung, tehnologie similară și seamănă un pic și o să costă 1300 de euro. Le menționăm foarte repede și pe celelalte, pentru că nu mai avem Oppo X l-am avut în studio și a fost telefonul care a stârnit cea mai impresionantă reacție. În loc să-l împăturești ca pe o carte, acesta se extinde pur și simplu și este fascinant, dar este din păcate doar în concept. Și mai sunt cei de la Royole care au făcut primul telefon flexibil și Huawei Mate XS care are ecranul care se împotrește pe din afară. Pe Marian nu-l mai oprești. Da, nu mai. Dacă mă opresc. Ca să precizăm, nu și că acel Samsung e în premieră la voi astăzi, în această dimineață, da? Păi ce să facem? Mulțumim foarte mult! Mulțumim!